N-am cum să nu comentez tocmai situația actuală de la Rapid cu câteva zile înainte de începutul campionatului. Schimbarea asta de antrenor carambolic, aș zice așa, ceva pe care puține, la care puțin se așteptau, poate, nu știu, probabil că cei din conducere, cei apropiați clubului se așteptau mai mult decât noi. Se prea poate, nu știu. Ideea este că pe mine m-a surprins tare neplăcut ceea ce a făcut Adi Mutu și indiferent ce spun unii că nu s-a înțeles cu conducerea, că noi adus jucători. Băi frate, ideea este simplă. Tu ca antrenor trebuie să lucrezi cu ce ai. Dacă vrei să demonstrezi că ești antrenor, mai ales că ai venit într-un sezon în care n-ai făcut mare lucru, ai terminat pe locul 5, în cupă ai făcut nimic. Na, sunt tot felul de chestii pe care, dacă vreau acum să le înșir, nici n-are rost. Pentru că e clar că Adi Mutu a fost un antrenor poate bun ca idee să-l aduci, dar realizările lui au fost spre zero. Adică și Mihai Iosif termina pe locul 5, probabil cu actuala echipă. Și Mihai Iosif nu cred că costa 12.000 de euro pe lună, că aici vreau să ajung. Când e 12.000 de euro pe lună la rezultatele pe care le ai și cu pe CV-ul tău pe care l-ai, cum își bat și ea din Azerbaijan joc de el, că n-a venit să joace fotbal, a venit să antreneze. Și vă dați seama că e considerat mai slab decât Regencamp, cam care este percepția lui acolo și cam câte etape o să reziste. Ideea este că el a venit ca un antrenor cu realizări infime, deci n-a făcut nimic ca antrenor până să vină la Rapid. Practic, prezența lui la Rapid l-a propulsat la NFC Baku. Și asta este ideea unde vreau eu să ajung pentru a interpreta corect prima parte a acestui, no, acestui mini clip pe care sper să-l fac, să nu fie foarte mare. E că Mutu, pentru numele pe care îl are și pentru ceea ce reprezintă și pentru ceea ce a reprezentat el în fotbal românesc, măcar ca talent și ca ideea că ar fi putut face mai bine, nu putea să se ducă în Azerbaijan. Pentru că dacă tu te duci în Azerbaijan, e clar că fotbalul adevărat pentru tine s-a terminat ca antrenor. Fiindcă nu cred eu că se duce Mutu la NFC Baku, dau ei afară după 5, 6, 7, 10 etape și după aia se duce să o antreneze pe Fiorentina. Haideți să fim serioși, că nu o să se întâmple așa. Dacă avea Mutu o ofertă de la Parma, de la Fiorentina, de la, nu știu, o echipă de genul ăsta, Cesena, Ajaccio, pe unde a jucat el? Îl lua Lorient, nu știu, habar n-a primit o ofertă de Liga a doua din Franța, acolo înțelegeam că se ducea undeva unde nu poți să refuzi genul ăsta de fotbal. Pentru că e un fotbal pe care orice om serios de fotbal, mai ales când ai un nume ca lui Mutu, că nu e Denis Mann sau Mihăilă, totuși Mutu a avut niște rezultate și putea fi mai sus, dar tocmai din cauza caracterului lui, probabil că nu a ajuns, mai mult ca sigur. Și acum, asta vreau să zic, el nu avea de ce să plece, indiferent care erau neînțelegerile, avea contra, mergea. Asta e, și era rapid de șoia, oricum tu nu ai avut rezultate, adică mai jos de locul 5, mi-e greu să cred că poate să termine. Probabil că știa că dacă începe la fel campionatul și o să fie tot în locurile 4-5, probabil că ei se făcea vânt. Ok, asta e, dar măcar pleci la finalul sezonului, tragi o linie, vezi și tu dacă ești mulțumit sau nu și pleci. Și gata, aia era. Pleca omul. Nu, el a stat până cu o săptămână înainte și apoi a plecat la Baku. Să nu aud pe asta cu banii, că tocmai asta e ideea. Bă, tu ești Adi Mutu, nu ești Eugen Neagui, nu ești Emil Sandu. Ăștia înțeleg, ok, și au fost fotbaliști bunici, dar nu au fost de nivelul Mutu. Aia se mai duc la bani, înțeleg, clar. Dar tu fiind Adrian Mutu și tu având cât ți are Mutu, 44 de ani, așa? Bă, tu aveai totuși timp. Mai încercai un pic, un 10 ani, să antrenezi la un anumit nivel și te duceai la 50 ceva de ani. Dacă vedeai că nu se leagă nimic, asta e. Te duceai și tu ca Dan Petrescu, cum se duce acum în Coreea de Sud și pe unde se mai duce. Nu era o tragedie, dar tu să pleci de la Rapid, într-un loc unde știi că ăia au pretenții. Păi tine o să te bage Carabag sub masă. Nu o să ai nicio șansă și când o să vadă că îi duci pe locul 4 după primele 6 etape, o să te zboare și nu o să-ți dea probabil niciun ban sau o să te judeci cu ei cum te mai judeca și prin alte părți din alte motive. Asta voiam să zic. Deci Mutu, din punctul meu de vedere, a fost o dezamăgire colosală și nu are absolut nicio scuză că a plecat. Și eu sper să nu mai văd la Rapid niciodată, fiindcă este un om care ar face asta mereu. Și asta a făcut el în cariera lui de fotbalist, că de-aia nu s-a ales mai mult de ea, deși el a avut potențial uriaș. Deci asta am vrut să zic. Să nu mai aud de scuze că da, dar Mutu, că nu transferul, că nu s-a înțeles cu conducerea. Băi, știai de la finalul campionatului. Adică tu știai, practic. Trebuia să știi ce aduc, care sunt cerințele, care e potențialul. Pentru că ai stat un an acolo. Dacă nu spune mie că ți-ai dat seama după cantonament. Au venit niște fotbaliști, de pe cine voia Mutu să aducă pe el? Nu știu, să-l aducă pe
Romelu Lukaku, să-l aducă pe, bă, nu știu, pe ăsta, pe, nici nu vin acum niște nume, habar n-am, să-l aducă pe Icardi, pe cine voia el să vină la Rapid. Înțeleg, așa și eu aș vrea, așa, oricine vine antrenor, că și Galtier dacă îți vine, ți-l cere pe Mbappé. Ok, da, nu asta e ideea. Bun, și să lăsăm pe Mutu, că Mutu e o mare dezamăgire, a plecat cum a plecat, cum, na. Poate era de așteptat dacă stătea să ne gândim mai bine, dar acum mă deranjează cu locuitorului și vreau să spun și de ce. Eu am comentat și pe un grup de rapidiști, privat mai select așa, și mi-am exprimat indignarea că s-a apelat la Bergodi. Și nu că am eu ceva cu omul sau cu antrenorul Bergodi. Să fie sănătos, să stea la Sepsi, să mai ia la Sepsi și să mai ia 15 cupe. Nu e problema mea. Ideea e că el a fost la Rapid în 2007, a fost la Rapid în 2015. Și în ambele situații asta câteva etape. Și nu au fost rezultate atunci, rezultatele la care se așteptau de la el. Acum suntem în 2023, deci la mult timp după ce el a fost prima dată și nu avea Bergodi cum să se dezvolte în România mai mult decât a fost înainte. Înțelegeți? Asta este ideea și s-a ajuns la o situație de compromis care oricum în câteva etape se va vedea, că nu s-ar fi Rapid în afara play-off-ului, poate, locurilor de play-off, atunci o să se caute iar. Pe bună dreptate, alt antrenor, dar o să se aducă tot un de ăsta, probabil. O să se caute un contra, un expirat de ăsta, care n-are niciun rezultat și care n-a reușit nimic. Eu am propus repede niște nume care mi se păreau interesante. Ok, că am exagerat cu Solskjaer, de exemplu. Da, am exagerat, dar Solskjaer n-a mai antrenat de 2 ani. Și tu nu ai de unde să știi dacă nu-i dai un telefon. Că până la urmă Solskjaer nu este Zidane. Zidane așteaptă Naționala Franței, nu știu Solskjaer ce are, deci pe care aștepta ceva. Poți să-i dai un telefon, ok. Nu zici, bă, îți dau un sfert de milion și îți mai dai. Adică poți să-i dai dublu cât un mutul, Solskjaer, de exemplu. Și îți mai dau 1 milion de euro dacă câștigi campionatul și jumătate de milion dacă iei cupa. Și ăla o să zică, nu mulțumesc, sau hai să vedem. Nu ai de unde știi dacă nu încerci. Eu mi-a venit numele ăsta pentru că știam că e liber de contract de 2 ani. Au mai fost și alții care au încercat, dar tu dacă știi să vii cu o poveste frumoasă, se poate face absolut orice. Asta este ideea pe care eu vreau să o transmit. Și na, în rest, ce să zic? Am venit apoi cu alte propuneri mult mai realizabile. M-am uitat și eu ce oameni au ridicat două echipe de care acum 10 ani nu au auzit nici dracu din România și nici acum nu au auzit prea mulți. Pentru că ei știu de asta, de Guardiola, de Klopp, de Liverpool, de atâta știe românul, de Barcelona, de Real Madrid, de Messi, de Cristiano Ronaldo. Nu, uite, în Norvegia au eu o anumită Bodo Glimt, care în ultimii ani a fost o forță și care a bătut inclusiv pe AS Roma cu 6-1 la un moment dat, în Conference League, cred, sau în Cupa UEFA, nici nu mai știu exact în care din astea două, că sunt oricum niște ciorbe colosale și nu mai aduc aminte, dar a bătut cu 6-1 în Norvegia pe AS Roma. Și apoi campioana suedă din premier a fost Haken, altă echipă construită, care are un fundament, iar Bodo Glimt are vreo 5 ani și m-am uitat la omul care a construit, mă rog, care a făcut echipa dinainte să ia cele două titluri, cele două titluri de vicecampion, că au fost 4 ani în care a fost de două ori campion, de două ori vicecampion. Ceva fără precedent pentru Bodo Glimt. Un antrenor de genul ăsta din Norvegia sau Sweden nu are cum să fie foarte scump. Sigur, el poate să nu vrea să vină, nu zic că, dar încerci, nu cred că s-a încercat la noi așa, că ar fi apărut în presă. Dar bine, dacă le auzi numele, nu știi de unde să iei. Dar o chestie de genul ăsta trebuie încercată la Rapid. E un om serios care vrea să muncească. Dacă nu se poate decât cu dăștia, păi ce facem? Îl aducem pe Rednic chiar înapoi, îl aducem pe Dan Petrescu, mine, poi mine, îl aducem pe Ioan Andone. Ok, au fost oameni care și-au lăsat amprenta la un moment dat, dar timpul trece. Și tu trebuie să privești spre viitor și cu oameni din viitor. Eu cu Șumudică n-aș fi fost de acord, nu pentru că el a antrenat un sezon la Rapid și nu cred că el poate face ce a făcut atunci în 2010-2015, mai mult de atât. Părerea mea. Plus că Șumudică a luat-o în jos în ultimele sezoane. S-a dus la echipe din Arabia Saudită de pluton și atunci tu nu poți efectiv să ai pretenția că o să meargă briș la Rapid, că nu are cum. Și plus că este stilul lui și nu consider că este un antrenor potrivit pentru ceea ce vrei să construiești. Asta e părerea mea. Deci nu era mai bun Șumudică decât Bergodi. Dar din alte motive. Bergodi s-a înființat în campionatul românesc și de aici n-a mai ieșit. A avut câteva aventuri și în Italia, ceea ce e laudabil, dar aventurile alea s-au terminat cu 7 ani ultima și celelalte cu 9 ani. Deci atunci, despre ce vorbim? E un antrenor care dacă era, nu spune mie că prefera Bergodi să antreneze în România decât să antreneze în Italia, hai să fim serioși. Da, Bergodi din 2005 când l-a adus Fece Național era o varianță interesantă, asta încerc și eu să explic. Trebuie să găsești un italian, dar un italian nu știu, un de ăsta acum. Nu Maldini neapărat, nu știu, dar
unul gen Maldini, un fost mare fotbalist care s-a retras și care n-a antrenat, aduând ăsta. Că așa au preluat și Gattuso, echipe și... O de asta trebuie să faci. Și poate ăla îți vine, n-ai de unde să știi. Uite cum a început Patrick Vieira, sunt 11.000 de exemple. Am zis și de Dean Smith. Pentru că el a retrogradat cu Leicester, dar a antrenat 3 ani Aston Villa. Și probabil că e un antrenor pe care în Anglia nu și-l dorește o echipă serioasă. Poate prin mijlocul clasamentului în Championship sau prin League One. League One. Dar nu mai mult. Și de-aia zic, ăștia sunt oameni pe care poți să-i abordezi, poți să încerci. E adevărat că da, ei sunt obișnuiți cu alte subiecturi, poți să le dai. Dar nu mă refer la cei din Norvegia și Suedia, pentru că ăia din Norvegia și Suedia câștigă... poate chiar ca în România se câștigă, nu sunt salarii colosale acolo, dar în fotbal, mă refer, nu mă refer, pentru că acolo salariul mediu e undeva la 4-5 mii de euro pe lună. Da, în România cât e, este nici 1 mii de euro, nu e în România, dar deci ca să vedeți diferența. Și în fotbal se câștigă la fel, pentru că acolo, dacă, nu știu, ești un antrenor care vrea să construiască ceva, nu trebuie să iei toată 15.000 de euro pe lună, te duci pe 8.000, după aia 8.000 de euro trăiești decent. Ok, după aia ai performanțe, iei bonusuri, îți crește contractul. Asta zic. Și ăla dacă îi dai, eu zic că o să aduci unul să-ți vină pe 8.000 în România, dar pe 20.000 pe lună eu cred că îți vine, sau pe 15.000 poate. Cum îi dai un buton 12.000, dar aduci 15.000, eu zic că îți vine. Găsești unul, care poate nu de la Haken, poate nu de la Bodoglimt, dar te mai uiți și tu, mai vorbești și tu, păi tu trebuie să ai un departament de scouting. Nu poți să-l aduci pe Bergodi, frate. Că dacă fii cu Bergodi, cu Bergodi să ai rezultate. Îl dai afară în 7 etape și l-aduci pe cine? Pe Laszlo Balint, care a fost dat afară și de pe la vreo două echipe. După aia ne trezim cu Bonetti sau cu Napoli, că nu m-ar mirea nicio variantă din asta. Zic, hai că schimbă și ei și o să fie bine. Bă, conjunctural poate să fie bine, dar asta nu e o strategie. Asta mă deranjează. Cu Mutu a fost o chestie interesantă, cu Iosif la fel. Cu Iosif, uite, cu Iosif s-a mers pe o chestie la fel interesantă. Pe urmă, mă rog, s-a făcut schimbarea, a venit Mutu. Care Mutu overall n-a fost cu nimic mai presus decât Moise. A, că dădea mai bine, că arăta mai bine la cameră, că era mai ponderat în discurs, că vorbea mai în șoaptă, că avea numele Mutu. Da, dar nu, asta nu contează neapărat. Asta a contat, să zicem așa, un pic. Că până la urmă termina pe 5. Iosif termina pe 7 sau pe 8. Parcă, nu mai știu, că probabil că dacă... Poate chiar intra în play-off și el până la urmă. În fine, 7 sau pe 8 un an înainte. Că în anul ăsta, dacă rămânea Iosif și jucătorii voiau să pună osul, eu zic că termina tot în primele 6. Adică nu era mare diferență. Și asta vreau să spun. Că tu în momentul în care faci, bă, a, ok, să zicem că te trezi cu o săptămână cu Mutu, îl pui pe Chihaia sau pe Mazio, nici nu mai știu care mai sunt antrenorii de la juniori. Îl pui pe ăla interimar și cauți ceva serios. Nu-l iei pe Bergodi, că pe Bergodi, el a antrenat la Șepși, dar Șepși, scuzați-mă, acum e o echipă care nu contează, nu are importanță pentru nimic. A luat două cupe cu Șepși. Bun, înseamnă că la Rapid trebuie să vină să ia 4. O să ia? Nu o să ia nicio cupă, evident, că nici măcar nu o să-l prindă 2024 la Rapid. Deci nu că nu o să-l prindă 2024, sunt convins că nu-l prinde nici Palton. Că e vorba aia. Dar Palton nu că nu-l prinde, nu-l prinde nici puloverul cu mânecă lungă prin octombrie. Nu o să-l prindă pentru că nu are ce se vrea. Acum să dea Dumnezeu să mă înșere, dar eu vorbesc statistic și faptic. Mă bazez pe ce a fost. În primele lui două mandate, între el și Rapid nu s-a... A, că a fost dat afară, pe Nedrec a luat trofeu. Bă, frate, el a luat un trofeu cu Rapid, ultimul. A venit, a fost primul lui meci, l-a câștigat la 11 metri cu Dinamo. Care e meritul lui acolo? Că și asta ne păcălim mereu. Eu n-am zis, nu o să zic că a retrogradat în 2005 pe echipa, dar e clar că a fost adus în locul Pustai să o salveze. În locul Pustai. Și n-a salvat-o. Deci, cumva, și-a luat în cârca aia, că doar n-ai venit să continui să te duci spre Liga 2, că dacă făceai asta, rămâneai în Liga 2 și antrenai Rapid, nu? Asta e logic. Tu ai venit să încerci să o salvezi și n-ai reușit. Deci, n-ai reușit să o salvezi, ai venit, ai luat un trofeu prima dată, bun, dar era Supercupa, dar în campionatul nu băteai pe nimeni. Făceai 0-0, 1-1, 0-0. Nu sunt rezultate, atunci Rapid era altceva. Tu ai venit după două sezoane foarte bune, după trei ani lui Răzvan Lucescu, foarte buni. O echipă construită atunci în adevăratul sens al cuvântului. Bergodi, practic, să fiu iertat, dar n-a făcut nimic atunci de să rămână. De asta zic, eu să dau Dumnezeu să meargă bine lui Bergodi. E un om de bun simț, e un om care... E prezentabil, așa, bă, dar îți aduci dinapoi după 16 ani. Asta am vrut să zic. Asta este dezamăgirea mea, atât pentru ceea ce privește Mutu, și în ceea ce privește decizia de a-l aduce pe Bergodi. Eu nu spun că să nu se bage suporterii, ba să se bage, dar fiecare cu părerile lui și cu afinitățile lui. Eu am prezentat niște argumente. Am prezentat niște argumente de ce
trebuie aduși niște oameni din străinătate, pentru că cu românii nu faci treabă. Și nici cu oamenii care stau în fotbalul românesc de atâta timp. Pentru că dacă era, se făcea treabă cu ei, se vedeau rezultatele în afara României și ale nu se văd. Bine că noi îi dăm de daum, dar după aia când a venit la Lazio, toți îl mitraliau pe daum, dar pe contra Rădoi și mai ales de Iordănescu cu toți, rezultate nemaipomenite. Am făcut un egal cu Elveția, vai de capul. Și te califici la Euro și ce mă, faci că ăștia de la Under 21, te calcă toți în picioare, faci un 0-0 cu Croația și zici că au făcut și noi un punct și nu dai niciun gol. Hai, la revedere, să trăiți!